În încercarea de a identifica problemele economice cu care se confruntă cetățenii din toată țara, Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților va efectua în perioada următoare întruniri în mai multe zone defavorizate. La inițiativa deputatului de Giurgiu, Florian Nicolae, prima dintre acțiunile Comisiei se va desfășura mâine la Giurgiu, dacă nu se va întâmpla nimic în Parlament. Comisia se va așeza la masă cu mediul de afaceri. Întâlnirea va avea loc la instituția prefectului. Pentru accelerarea acestui fenomen de bună guvernanță economică și socială, Comisia de Politică Economică face un prim popas la Giurgiu, la inițiativa mea. Dacă nu se va întâmpla nimic în Parlamentul României, ea va fi prezentă aici poimine, miercuri, la prefectura, instituția prefectului Giurgiu, în care, unde se va întâlni cu mediul de afaceri, cu reprezentanții instituțiilor în domeniul financiar, pentru identificarea unor inițiative legislative care să armonizeze legislația actuală cu nevoile cetățenilor. Un motiv în plus care aduce Comisia pentru Politica Economică, Reformă și Privatizare la Giurgiu este faptul că municipiul este inclus în programul pentru strategia Dunării. Giurgiu, această regiune, zonă transfrontalieră, România-Bulgaria sau Giurgiu-Ruse, este în interesul strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltarea regiunii Dunării. Și atunci, bineînțeles că am beneficiat de acest avantaj și am rugat colegii mei din această comisie să facem primul popas la Giurgiu. Domeniile de activitate ale Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare sunt restructurarea economiei la nivel macroeconomic și la nivel sectorial, programe de reconstrucție și dezvoltare, prognoză economică, mijloace și instituții specifice ale economiei de piață, problemele prețurilor și concurenței, libera inițiativă, privatizarea, activitatea economică a fondului proprietății de stat și a fondurilor proprietății private, a regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital integral de stat sau mixt, importul și exportul de capital și alte probleme privind strategia dezvoltării economice și politica reformei.